Clar lui Dumnezeu, să-i dăm slavă, să-i dăm cinste, să-i aducem glorie Lui. Pentru că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu plin de dragoste, de adevăr, dreptate, dar totodată și un Dumnezeu gelos. Un Dumnezeu care ne-a întocmit pe noi. Psalmul 139 este un psalm frumos și îmi place când vorbește psalmistul David despre lucrările minunate de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a lucrat la trupurile noastre. Aici vorbește, în primul rând, și despre trup, dar și despre suflet. Dumnezeu ne cercetează și pe dinapoi și pe dinainte. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Sufletul nostru este în mâna lui Dumnezeu. El le are în control. Dacă vrem, într-adevăr, să lăsăm ca să lucrăm în viețile noastre. Îmi place când îmi spune psalmistul în partea de la jumătate psalmul, te laudă, sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu. Este foarte bine. Este foarte plăcut atunci când, într-adevăr, sufletul nostru, ochii minții noastre, vede cum Dumnezeu lucră la trupul omului și dorește ca să... Ce dorește? Dorește doar să facă, să fie o făptură? O făptură minunată. O făptură minunată. Slavă lui Dumnezeu. O făptură care se dea slavă, se dea cinste. Pentru că Dumnezeu a făcut multe făpturi. Multe făpturi. Multe feluri de făpturi. Animale. Și așa animale este o făptură. Dar nu este o făptură însuflată de Duhul lui Dumnezeu ca să dea slavă. Ca să dea cinste. Pe om l-a făcut corona creațiunii Lui. Pentru ca să-L poată lăuda. Dacă ne uităm în Apocalipsa, vedem ce fac oamenii, cei care stau în prezența lui Dumnezeu. Neîncetat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai oameni, dar ne referim la oameni. Laudă pe Dumnezeu, neîncetat. Fraților și surorilor, aici pe pământ. Și aici pe pământ, e venirea noastră. Ca să lăudăm pe Dumnezeu neîncetat. Gândul nostru să fie ațintit spre Dumnezeu. Privirile. Într-adevăr, nu trebuie să umblăm la fizic, ochii pe sus, să ne împiedicăm. Dar spiritual, mereu trebuie să ne fie, să fie gândul înspre Dumnezeu, înspre Creatorul nostru, înspre Cel ce ne-a creat, Cel ce ne-a țesut într-un chip minunat. Și psalmistul spune, și ce bine vede sufletul meu. Este foarte bine că omul, în cunoștința lui Dumnezeu, poate să-și dea seama cum a fost creat. Cum s-a îndurat Dumnezeu din noi și cât a lucrat El. Cât a lucrat la... ca să putem sta pe două picioare. Îmi place... am citit despre o întâmplare. Un creștin a mers în fața unor elevi surzi și a scris pe tablă: care e diferența? Că el are picioare, are mâini, are ochi, are urechi și le vede și ei nu pot să vadă. Și copiii au rămas foarte întristați. Și s-a sculat unul dintre copii și a scris pe tablă: aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și îl lăudau copiii așa cum erau, așa cum Dumnezeu ne-a îngăduit anumite metehne, anumite boli, anumite suferințe. În acele suferințe, Dumnezeu dorește să-L lăudăm. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, și bune și rele, spune de la Domnul. Domnul le-a îngăduit. Domnul să fie slăvit. Și Domnul să fie preamărit. Pentru că Lui se cuvine toată slava, toată lauda și toată cinstea. În Psalmul 37 spune: uite-te bine la cel fără prihană și privește la cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenire, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este cotitorul lor,
vremea necazurilor. Psalmul 37, versetul 37, 38 și 39. De la Domnul. De la Domnul vine scăparea și noastră. Domnul a fi cel ce ne-a scăpat și Domnul este gata ca și în continuare să ne întindă o mână. De aceea, fraților și surorilor, este bine și este plăcut dimineața aceasta să vinim, să dăm slavă lui Dumnezeu, să vinim să-i mulțumim, să-i mulțumim că El ne cercetează și El ne cunoaște inimile și gândurile noastre. Așa cum spune psalmistul. De multe ori, nu putea să spune despre o persoană că o cunoaștem. Stăm și ne gândim, oare, într-adevăr, noi, personal, ne cunoaștem așa de bine cum ne cunoaște Dumnezeu? Dumnezeu ne cunoaște și pe dinăuntru și pe din afară. Noi ne putem înșela. De părere că suntem sănătos, fizic, dar pe dinăuntru suntem bolnavi. Părere că suntem sănătoși din punct de vedere spiritual, dar Dumnezeu vede că noi suntem bolnavi. Și încă nu mai poate și mai are mult de lucrat lucrurile și în special sufletele noastre. Pentru că Dumnezeu dorește în primul rând sufletul nostru să fie curat. Și după aia, este la mâna lui Dumnezeu, dacă dorește, dar și trupurile noastre, dacă nu, spune cuvântul lui Dumnezeu, facă-se voia ta, Dumnezeule. Nu putem să-i cerem, putem să-i cerem de la Dumnezeu, dar nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu. Dumnezeu le are toate în control. Și de aceea, frați și surori, trebuie să venim înainte de Dumnezeu cu mulțumire. Să fim mulțumiți și mulțumitor. Pentru că Dumnezeu știe de ce avem de trebuință. Dumnezeu este Cel ce ne dă potrivit nevoilor noastre. Potrivit nevoilor noastre. Nu potrivit plăcerilor noastre. Și potrivit plăcerilor noastre atunci când omul lui Dumnezeu îți găsește plăcerea în omul. Amin? Amin. Când îți găsești plăcerea în Domnul, în Cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează cu binecuvântări după voia Lui. Am vrea ca să venim înaintea lui Dumnezeu cu laudele noastre. Am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că indiferent unde ne-am găsit, la care capăt al Pământului, sub pământ, sau sus în cer, sau în avion, sau în submarin, Dumnezeu este și acolo, chiar și în locuința morților. Chiar și avem, putem să-i mulțumim și să recunoaște? Cu toți recunoaște și cred că sunteți de acord că avem un Dumnezeu și de mare. Așa cum se certa la un moment dat Dumnezeu cu poporul Israel, când erau duși în robie, care Dumnezeu? Care Dumnezeu a fost așa mare ca și mine? Care Dumnezeu v-a dat atâtea? Care Dumnezeu v-a scos din Egipt? Care Dumnezeu a purtat până în pustie 40 de ani? Domnul, în afară de El nimeni. Ceilalți erau doar de lut, de piatră, de lemn. Dar Dumnezeul Israel, Dumnezeul Cerului și a Pământului, ceea ce face minuni, El poate. La El totul este cu putință. Așa spunea și Daniel în cartea lui. Ia și să închina înainte lui Dumnezeu. Și nu înceta, chiar dacă era asuprit și urmărit ca să poată fi prins. Dumnezeu, Daniel nu înceta să laude pe Dumnezeu. Acum, frate, surori, sunt vremuri de libertate, putem să lăudăm și să-L preamărim pe Dumnezeu. Indiferent oriunde, afară, în interior, pe stradă, într-o instituție, poți să lauzi pe Dumnezeu, nu spune nimeni, nu te oprește nimeni. Dar când vor veni vremuri de strântorare, aceeași credință trebuie să o avem. Să fim statornici. Amin? Amin. Amin. Haideți, fraților, să ne ridicăm în picioare și fiecare care este îndemnat de Duhul Dumnezeu să vie cu rugăciune de mulțumire în primul rând.